Presupunem că femeile care depășesc vârsta de 80 de ani sunt de 3 ori mai numeroase decât bărbații de aceeași vârstă. Câte informații în bits obținem dacă știm că o persoană care are peste 80 de ani este bărbat? Probabilitatea ca o femeie să aibă peste 80 de ani e de 3 ori probabilitatea ca un bărbat să aibă peste 80 de ani și suma probabilităților este egală cu 1. Aplicând prima relație în a doua, obținem că probabilitatea ca un bărbat să aibă peste 80 de ani este 1 pe 4. Aplicând Shannon, avem minus logaritm bază 2 din 1 pe 4, este egal cu 2 biți. Să se determine cantitatea medie de informații obținută în urma aruncării unui zar când zarul este echilibrat. Avem 6 experimente cu aceeași probabilitate, care este 1 pe 6. Aplicând Shannon, avem minus 1 pe 6 ori 6 logaritm din 1, bază 2 din 1 pe 6. Este egal cu logaritm bază 2 din 6, care este egal cu 2,584 de biți. Să se reprezinte în virgulă fixă folosind cod direct, cod indirect și cod complementar următoarele numere întregi zecimale: plus minus 64, plus minus 81, plus minus 511. Se vor exprima în binar, octal și hex pe 16 biți. 64 este un număr pozitiv, așa că codul direct este egal cu codul complementar egal cu codul indirect. Se scrie ca 2 la a 6-a și grupând biții 4 câte 4, avem 0040, care se scrie ca 40, în bază 16 și grupând biții 3 câte 3, avem 100 în bază 8. Minus 64 este un număr negativ, așa că bitul de semn se schimbă și va deveni 1, rest rămâne la fel. Grupând biții 4 câte 4, avem 8040 în bază 16 și grupând biții 3 câte 3, avem 100 100 în bază 8. În cod indirect se inversează biții, bitul de semn rămâne la fel și avem 15, 15, 11, 15, care scrie FFBF în bază 16 și grupând biții 3 câte 3 avem 177677 în bază 8. La codul complementar se scriu biții de la dreapta la stânga la fel, inclusiv până la 1, inclusiv primul 1, și restul de biți se inversează. Și avem FFA0 în bază 16 și 177700 în bază 8. 81. Se scrie ca 2 la 6 plus 2 la 4 plus 2 la 0. Aceasta este forma lui pe 16 biți și este 51 în bază 16 și 121 în bază 8, minus 81 în cod direct. Bitul de semn va deveni 1 pentru că este un număr negativ. Restul de biți se scriu la fel și este 8051 în bază 16 și 100121 în bază 8, minus 81 în cod indirect. Se inversează biții și va fi FFAE în bază 16 și 177656 în bază 8. În codul complementar se scrie primul 1 și restul de biți se inversează și avem FFAF în bază 16 și 177657 în bază 8. 511 se scrie ca 2 la 8 plus 2 la 7 plus 2 la 6 plus 2 la 5 plus 2 la 4 plus 2 la 3 plus 2 la 2 plus 2 la 1 plus 2 la 0. Aceasta este forma lui în binar. În hex va fi 01FF sau 1FF sau 7, și 777 în bază 8, minus 511 în cod direct va fi 81FF în bază 16 și 100777 în bază 8, minus 511 în cod indirect se inversează biții FE00 în bază 16 și 177730 în bază 8. Și cod complementar se scrie primul 1 și restul de biți se inversează, bitul de semn rămâne la fel, va fi FE01 în bază 16, care este egal cu 177001 în bază 8. Să se calculeze N1 plus N2 în cod direct pe 8 biți, știind că N1 e egal cu minus 30 și N2 e egal cu minus 70. Minus 30 în bază 2 se scrie ca 2 la a 4 plus 2 la a 3 plus 2 la a 2 plus 2 la 1 plus 2.
Nu, 2 la 4 plus 2 la 3 plus 2 la 2 plus 2 la 1. 70 se scrie ca 2 la 6 plus 2 la 2 plus 2 la 1. Acestea sunt numerele și le vom aduna. Evident, primul bit este bit de semn, fiind negativ va fi 1 și avem 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, plus 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 cu 0, 0, 1 cu 1, 0, 1 cu 1, 0 cu 1, 1, 1 cu 1, 0, 1 cu 1, 0, 1, 1, 1. Bitul de semn rămâne la fel și avem 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Dacă facem calculele, vom avea 2 la 6 plus 2 la 5 plus 2 la 2 cu minus pentru bitul de semn, care este minus 100, deci rezultatul este corect. Să se reprezinte în virgulă mobilă simplă precizie numărul 228,15. Transformați rezultatul în hex. Pe 228,15 îl descompunem ca 228 plus 0,15. 228 se scrie ca 2 la 7 plus 2 la 6 plus 2 la 5 plus 2 la 2 și va fi 1110 0100 în binar. După aceea înmulțim 0,15 cu 2 până când partea fracționară este egală cu 0. Dar observăm că nu putem ajunge la acest rezultat pentru că blocul acesta se repetă și vom calcula 24 de iterații pentru mantisă. Acesta este numărul nenormalizat. Ca să-l normalizăm, mutăm virgula cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poziții la stânga și după aceea calculăm caracteristica care este exponentul de aici plus 127 care este 134 și în binar va fi 100110. După aceea normalizăm mantisa ca să avem 23 de biți după virgulă și eliminăm acești biți. Și în final acesta va fi numărul, primul bit este bitul de semn, caracteristica pe care am aflat-o aici și mantisa pe 23 de biți. Transformând în hex, grupăm biții 4 cu 4 și vom avea 4, 3, 6, 4, 2, 6, 6, 6 în bază 16. Să se reprezinte în virgulă mobilă dublă precizie numărul minus 10,125. Transformați rezultatul în hex. Mai întâi scriem pe minus 10,25 în modul, care va fi 10,25 și îl descompunem în 10 plus 0,25. 10 în binar se scrie 1010 și după aceea pe 0,25 dorim să-l scriem în binar. Înmulțim cu 2 până când partea fracționară va fi 0. Avem două iterații, 01 și numărul va fi 0,01 în binar. Iar 0,25 în binar îl scriem sub forma aceasta nenormalizat și ca să îl normalizăm mutăm virgula cu 1, 2, 3 poziții în partea stângă. După aceea calculăm caracteristica care va fi exponentul plus 1023, adică 3 plus 1023 care va fi 1026 în bază 10 și îl scriem ca acesta 1000 3 de 0, 2 de 0, 1, 0 în bază 2. După aceea vom normaliza mantisa, avem doar 5 biți, mai trebuie să mai adăugăm 47
de 0 ca să ajungem la 52 de biți. Aceasta va fi mantisa normalizată și în final avem minus 10,25 în bază 10, în dublă precizie va fi 1, bitul de semn, caracteristica pe 11 biți și mantisa pe 52, iar în hex va fi, grupând termenii 4 câte 4, C02, 48 și 0 de 11 ori. Fie N1 egal cu 15 și N2 egal cu 6. Reprezentați numerele în cod ICANN sau 2421 și cod grey. Codurile, numerele în codul ICANN se pot reprezenta numai cele de la 0 la 9, așa că pe 15 le vom scrie ca 1, care va fi la fel ca în 8421, 3001 și 5 scriem ca 2 la 2 plus 2 la 1 plus 2 la 0, sub forma aceasta. Și 6 la fel va fi 1, 0, 1, 1. 2 la a doua 4 plus 2 la a doua acum am văzut că am greșit. Nu este 1011, ci 1100. La fel și aici. Bun. Pentru codul grey, mai întâi îl scriem pe 15 în binar, care este 1111, și după aceea pornim de la stânga la dreapta. Bitul de pe poziția 3 rămâne la fel. După aceea vom aduna în modulo 2 bitul de pe poziția anterioară, adică 1, cu bitul de pe poziția curentă, de pe poziția putere lui 2, care este 1, și 1 plus 1 modulo 2 va fi 0. La fel și pentru următorul, vom avea B2, bitul de pe poziția puterea lui 2, plus bitul pe poziția puterea lui 1, care va fi 1 plus 1, care va fi 0, și pentru ultimul bit va fi bitul anterior de pe poziția puterea lui 1 plus bitul de pe poziția lui 0, puterea lui 0, care e 1 plus 1, care este 0. La fel calculăm și pentru 6, același principiu. Fie N1 egal cu 5 și N2 egal cu 8, reprezentați numerele în cod XS3. 5 la codul XS3 pur și simplu se adaugă 3 și după aceea se reprezintă în binar. 5 plus 3 egal cu 8, care este 1000 și 8 plus 3 egal cu 11, care este 1011 în XS3. Să se reprezinte în BCD împachetat numerele N1 egal cu 6215 și N2 egal cu 9420. Reprezentarea în BCD împachetat, fiecare număr conține 2 biți, adică pur și simplu vom scrie fiecare număr în binar. 6 va fi 0110, 20010, 10001 și 50101. La fel și pentru N2, 1001, 0100, 0010 și 0000. Fie N1 egal cu 1585 și N2 egal cu 616, calculați N1 plus N2 și N1 minus N2 în BCD împachetat și aplicați factorul de corecție unde este necesar. Precizați de câte ori s-a folosit factorul de corecție. Bun, mai întâi calculăm 1585 plus 616 va fi
1, cu 1, 9, cu 1, 10, 12, 2201. Așa, și după aceea vom transforma numerele în BCD. Acesta este 1585, iar acesta este 616. Le adunăm și avem odată 1 cu 01, 0 cu 11, 1 cu 101, 0 cu 11, 0 cu 00, 0 cu 00, 1 cu 01, 1 cu 01, 0 cu 11, 1 cu 10, 1 și 1. Dacă transformăm acest număr în decimal, vom avea 1, 11, 9 și 11, ceea ce nu este corect. Va trebui să aplicăm factorul de corecție. Factorul de corecție îl vom aplica odată pentru 1011 pentru că este mai mare ca 10 și odată aici pentru că trebuie să fie strict, numărul afișat trebuie să fie strict mai mic ca 9 și îl vom aplica de 3 ori. Și făcând calculul, ne va da 1 cu 01, 1 cu 10, 1 cu 0, 1 cu 10, 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 1 cu 1, 0 cu 11, 1 cu 0, 1 cu 10, 1 cu 1, 0 și 1 cu 10, 1, 00, 10, 00, 10, 4 de 0, 3 de 0, 1. Care, dacă îl vom transforma în decimal, va fi 2, 2, 0, 1. Deci rezultatul este corect. Și acum, pentru scădere, vom avea 0001, 0101, 1000, minus 616 și facem scăderea. 1 minus 0 face 1, 0 minus 1 face 1, ne împrumutăm de aici, 0 minus 1 face 1, aici va veni 1, pentru că ne-am împrumutat de la tetrada superioară. Și aici la fel se va completa cu 1, 1 minus 1 face 0, 1 minus 0, 1, 1 minus 0, 1, 0 minus 0, 0, 1 minus 0, 1, 0 minus 1 va fi 1, aici va fi 0, minus 1, 1, aici va rămâne 1 pentru că ne împrumutăm, 1 minus 0, 1 și aici va fi 0. Și vom avea aici 15 și aici 15, care nu reprezintă un număr corect, așa că vom aplica factorul de corecție de 2 ori și rezultatul va fi acesta. A 969. Dacă facem scăderea, rezultatul este corect. Și am uitat să precizez că aici se va face scăderea, deci va fi 1 minus 0, 1, 1 minus 1, 0, 1 minus 1, 0, 1 minus 0, 1. Aici rămâne la fel și aici avem 1 minus 0, 1, 1 minus 1, 0, 1 minus 1, 0, 1 minus 0, 1 și aici rămâne 0 și rezultatul este corect. Fie mesajul m egal cu 0 ori 9D în hex și generatorul G egal cu 11001. Aflați care este mesajul transmis. Mai întâi îl scriem, transformăm numărul din hex în binar și acesta este 9 care e 1001 și D care este 13. Da. Și acesta este numărul reprezentat în binar. După aceea transformăm
facem reprezentarea polinomială a lui G și scriem ca fiind x la a patra plus x la a treia plus 0 x la a doua plus 0 x la 1 plus 0 plus 1 ori x la 0. Adică x la a patra plus x la a treia plus 1. După aceea va trebui să-l calculăm pe m prim de x, deoarece gradele sunt diferite și acesta va fi mx ori gradului g de x, adică x la a patra și mx va fi x la a șaptea plus x la a patra plus x la a treia plus x la a doua plus 1, înmulțit cu x la a patra, care va fi x la 11, x la 11 plus x la 8 plus x la 7 plus x la 6 plus x la 4. După aceea calculăm m prim de x pe g de x, facem împărțirea polinomelor și avem x la 11 plus x la 8 plus x la 7 plus x la 6 plus x la 4 împărțit la x la 4 plus x la 3 plus 1. Primul termen va fi x la 7, ori x la 4 va fi x la 11 plus x la 10 plus x la 7. Făcând calculele, vom avea câtul x la 7 plus x la 6 plus x la 5 plus x și restul x. După aceea, aplicăm formula din suportul de curs, m prim de x pe g de x egal cu câtul plus rest pe generator. Înmulțim cu g de x ca să scăpăm de numitor și avem că m prim de x egal cu c de x ori c de x plus r de x. După aceea aplicăm formula t de x egal cu m prim de x plus r de x și știm că m prim de x este c de x ori g de x plus r de x plus acest r de x de aici. Adunarea se face modulo 2, deci r de x cu r de x se simplifică și vom avea că mesajul transmis egal cu c de x ori c de x. Și după aceea vom mulți polinoamele x la 7 plus x la 6 plus x la 5 plus x, câtul mulțit cu generatorul x la 4 plus x la 3 plus 1. Și după ce facem calculele, ne va da x la 11 plus x la 8 plus x la 7 plus x la 6 plus x la 4 plus x, care dacă îl transformăm în binar va fi 1001, 1101, 0010 și transformat în hex va fi 9 de 2. Fie un cuvânt de cod care conține deja biți de paritate de forma 1100101, știind că polinomul generator este g egal cu 1001, aflați dacă mesajul recepționat este corect. Mesajul recepționat va fi acesta, care se scrie ca polinom x la 6 plus x la 5 plus x la 2 plus 1. Polinomul generator îl scriem ca x la 3 plus 1. Facem împărțirea t prim de x la g de x, x la 6 plus x la 5 plus x pătrat plus 1. Împărțit la x la 3 plus 1, intră de x la 3 și vom avea x la 6 plus x la 3. Simplificăm și trecem, coborâm următorii termeni. Vom avea x la 5 plus x la 3 plus x pătrat plus 1, intră de x la a doua, care va veni x la 5 plus x la a doua, simplificăm, coborăm următorul termen și acesta intră de dintr-o dată, x la 3 plus 1, restul este 0, deci mesajul recepționat este corect. Să se determine secvențele codului Hamming corespunzătoare cifrelor zecimale 7, 8 și 9, știind că în codificarea primară s-a folosit codul 8421. Este respectată condiția distanței minime. Avem pe 7 scriem în binar ca 0, 1, 1, 1. Pe 8 ca 1, 0, 0, 0 și pe 9 ca 1, 0, 0, 1. După aceea introducem bits Hamming
în biți puteri poziția lui 2 și vom avea, începem cu 7 mai întâi, vom avea forma H1, H2, 0, H4, 1, 1, 1. Facem adunarea în modulul 2, luăm primul termen, sărim 1, al doilea, sărim 1, al treilea, sărim 1, H1 plus 0 plus 1 plus 1, care este 0. Aflăm că H1 este 0. După aceea luăm primii 2, sărim primii 2, luăm primii 2, sărim 2, luăm 2, sărim 2, vom avea H2 plus 0 plus 1 plus 1 egal cu 0, rezultă că H2 egal cu 0 și pentru ultimul luăm 3, sărim 3, H4 plus 1 plus 1 egal cu 0, rezultă că H4 egal cu 1. La fel facem și pentru 8 și vom avea că primul bit Hamming egal cu 1, al doilea egal cu 1 și al treilea egal cu 0 și la fel și pentru 9. Primul bit Hamming este 0, al doilea egal cu 0 și al treilea egal cu 1. După ce introducem datele în tabel și știm din curs că distanța minimă trebuie să fie mai mare sau egal cu 3, așa că vom compara fiecare cuvânt de cod în parte. Mai întâi comparăm distanța Hamming dintre 7 și 8 și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 biți diferiți, deci distanța va fi 7. După aceea distanța dintre 7 și 9, care este aici odată, aici odată și aici odată, 3. Și distanța dintre 8 și 9, care este 4. Deci toate distanțele sunt mai mari sau egal ca 3. Rezultă că condiția se respectă. Un cuvânt de cod Hamming recepționat cu biți de paritate incluși este de forma 4 de 1, 3 de 0. Verificați dacă cuvântul conține erori și corectați dacă este cazul. Bun, avem odată 1 plus 1 plus 0 plus 0, care este egal cu 0. După aceea luăm 2 cu 2, 1 plus 1 plus 0 plus 0, care e egal cu 0. Și luăm 3. Aici am pus un termen plus. Bun, la primul este corect, la al doilea vine H2 egal cu C2 plus A3 plus A5 plus A6, care vine tot 0 și pentru H4 vine C4 plus A5 plus A6, care vine 1 plus 0 plus 0 egal cu 1. Vedem că H1 și H2 sunt 0, avem două erori, deci bitul greșit se află pe poziția 100 în bază 2, care este 4 în bază 10, deci acesta este bitul greșit. Simplificați expresia booleană x, y, z plus y negat z,
x plus x, y. Rescriem x, y, z plus y negat z, x plus x, y. Și avem x, y plus x, y, z plus y negat z, x. Grupăm x, y plus x, y, z plus y negat z, x. După aceea aplicăm regula x plus x, y egal cu x, unde x egal cu x, y și x, y egal cu z și avem x, y plus y negat zx, după aceea rescriem ca x pe lângă y plus z y negat și după aceea rescriem termenul acesta din nou, x pe lângă y plus y negat z și dacă aplicăm proprietatea x plus x negat y egal cu x plus y, în cazul nostru a x egal cu y și y egal z, vom avea rezultatul final x pe lângă y plus z. Al doilea exercițiu, simplificați expresia booleană w plus x negat plus y plus z negat, tot înmulțit cu y plus x negat plus x negat, totul negat. Ok, deci aici avem odată x negat plus x negat dă x negat, totul negat dă x și după rescriem prima paranteză. Ca y pe lângă y plus w plus x negat plus z negat și aplicăm formula aceasta. A ori a plus b egal cu a și în cazul nostru avem y este a-ul și w plus x negat plus z negat este b-ul. Și avem rezultatul final Y ori X.